Clubul municipal de șah al Baiului a fost ieri gazda cupei Coralimpex, o adevărată gala tinerilor campioni al Baiulien la șah. Turneul a reunit la start 8 elevi al au participat la turneu David Cordea, George Iliană, Justin Ciorgovean, Maria Iliană și Adrian Tamaș, cărora li s-au adăugat trei campioni național în proba de blitz. Adrian Sechereș, categoria de vârstă 16 ani, Mihnea Costachi, categoria 14 ani și Radu Țâmpia, categoria 8 ani. Concursul s-a jucat în sistem turneu tur retur fiecare participant jucând contra tuturor celorlalți participanți câte două partide de blitz. Cele 14 runde nu au fost suficiente pentru a desemna un câștigător. Principalii favoriți, Mihnea Costachi și Adrian Sechereș, terminând la egalitate cu câte 12 11,5 puncte, înaintea lui David Cortea 10 puncte, George Ilian, 8 puncte, Adrian Tamaș și Justin Ciorgovean 5,5 puncte, Radu Țâmpia 2 puncte și Maria Iliană, 0 puncte. În partida de departajare decisivă, Adrian Sechereș, elev în clasa 10 la Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan Alba l-a învins pe Mihnea Costachi, elev în clasa 8 la școala gimnazială Iona Gârbiceanu, fiind desemnat câștigătorul turneului. Toți participanții au primit din partea organizatorilor premii în obiecte și diplome. Turneul a fost arbitrat de maestrul Fide Marius Ceteraș, președintele Clubului Municipal de Șah Alba Iulia.